Bună dimineața! Așa cum am anunțat și în 2023, Serviciul de Informații și Securitate are obligația legală de a identifica, preveni și contracara pericole deosebite pentru securitatea statului. În acest context, SIS se află în permanent în proces de colectare și verificare a datelor, care ulterior sunt analizate pentru identificarea intențiilor ostile ale altor state contra Republicii Moldova. Respectiv, SIS a intrat în posesia mai multor date care indică asupra unui nivel fără precedent al intensității acțiunilor săvârșite de Federația Rusă. Scopul acestor acțiuni este să compromită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să deturneze procesele democratice și să mențină Republica Moldova sub sfera sa de influență. Prima etapă a început în 2023, când s-a încercat compromiterea alegerilor locale, iar acum se încearcă realizarea următoarelor două etape, cu intenția de a se amestica în procesele electorale din acest an, mai concret fiind următoarele. Avem informații care se pun în aplicare tentative de a compromite referendumul pentru integrare europeană, de imixtiune în alegerile prezidențiale, precum și de denigrare a instituțiilor și candidaților politici care vor promova aderarea la UE. Următoarea etapă, a treia, planificată pentru 2025, are drept scop controlul asupra Parlamentului Republicii Moldova prin accederea în Parlament a partidelor politice aflate sub influența Federației Rusă. Detalii din posesie indică asupra unei strategii pentru 2024 și 2025 care va include trei elemente principale conectate între ele. În primul rând, susținerea actorilor politici aflați sub control direct sau indirect a Federației Rusă, distribuiți în trei categorii, care odată ajunși în Parlament urmează să servească intereselor ostile ale unui stat străin, în speță Federația Rusă. Actorii politici deschis declarați pro-Federația Rusă, aceștia au legături directe și confirmate cu serviciile speciale, consultanți politici, grupuri criminale organizate, conducerea de la Kremlin și grupuri oligarhice. Și actori politici declarați pro-stataliști, respectiv vor să se ascundă în spatele unor politici externe neutre, declarând că apără interesul național, neutralitatea și statalitatea, dar, de fapt, scopul lor este să servească Federația Rusă. Acești actori ar avea contacte cu exponenți ai Federației Rusă într-o formă camuflată. Și actori politici conectați la grupurile criminale organizate, conduse de cetățenii Republicii Moldova, aflați în căutare internațională, aceștia fiind parte, la fel, componentă a scenariului Federației Rusă, pe ce am văzut și anul trecut și mai recent din nou. De asemenea, generarea mai multor crize, cu magnitudini diferite în mai multe domenii ale vieții social-politice. Planifică crize în domeniul economic, social, ciocniri sociale pentru a instiga la ură interetnică, crize de securitate sau ordine publică, inclusiv în regiunea din Utag sau stânga Nistrului. Aceste crize vor fi lansate consecutiv sau paralel, deseori cu acțiuni concertate și cu un suport propagandistic avansat. Al treilea element important al scenariului sunt atacurile informaționale de o amploare pentru a amplifica efectul psihologic al crizilor, creând percepția că aceste crize sunt mai mari decât par. Utilizarea pe largă a rețelelor sociale, în special canalele de Telegram și TikTok, tentative de a restabili și de a deschide canale TV pentru propagandă și plasarea în public a informațiilor false, dar cu impact mediatic major. Fiecare din elementele strategiei enunțate are un set de actori și un set de instrumente ce vor fi utilizate. Serviciul a sistematizat datele din posesie despre aceștia și consideră oportun și important de a le prezenta opiniei publice. Pentru a detalia unele aspecte ale planului ce vizează anul 2024, menționăm că acțiunile de influență a Federației Rusă se vor axa pe diferite direcții în care putem menționa următoarele. În primul rând, avem certitudinea că referendumul anunțat pentru integrarea europeană va fi ținta discreditărilor. Scenariul aplicat include crearea premizilor pentru a scădea prezența la vot sau a compromite ideea referendumului. Potrivit evaluărilor, de partea rusă se mizează pe opțiunea de boicot, votul împotrivă sau încadrarea unei întrebări suplimentare în cadrul referendumului, care să ducă cetățenii în eroare și să manipuleze prin crearea unei asocieri false între integrarea europeană și falsă aderare la alianțe și blocuri militare. Deja vedem intensificarea mesajelor false promovate pe toate canalele care încearcă să dea o conotație negativă integrării europene prin asocierea sa cu alte frici prezente în societate. În al doilea rând, în alegerile prezidențiale din 2024 și parlamentare din 2025, obiectivul vizează atacarea și subminarea șanselor candidaților pro-europeni, paralel cu potențarea unui candidat controlat direct
de regimul de la Kremlin sau cu viziuni antirusești moderate. O altă direcție este amplificarea tendințelor radicale de natură separatistă în zona de sud a Republicii Moldova, în special Utah-Gagauzia. Federația Rusă mizează pe crearea falsă de dezbinare socială prin continuarea acțiunilor de compromitere a eforturilor Chișinăului de apropiere de Utah. De asemenea, se va utiliza în continuare potențialul din regiunea transnistreană în acțiuni hibride anti-Chișinău în contextul proceselor politice din Republica Moldova, pe fundalul invocării unei așa numite presiuni economice puse de Chișinău pe regiune. Acțiunile descrise mai sus vor fi realizate cu o diversitate mai mare de actori implicați, actori politici, grupuri de influență, companii informativ-analitice, grupuri separate de cetățeni, finanțați clandestin. Cel mai important actor pe care mizează Federația Rusă este gruparea lui Ilan Șor, cu extensiile sale social-politice, care are indicația de a provoca radicalizare și violență. Conform datelor, Ilan Șor are sarcina principală pentru 2024 de a compromite rezultatele referendumului. Un alt grup de actori politici au indicația de a promova doctrina statalistă, dar care, în realitate, servește retoricii ruse. Cu o probabilitate înaltă, structurile date sunt ghidate de serviciile de informație ruse și centre de influență conexe administrației președintelui Federației Ruse. Această strategie poate fi deja văzută public. Aceste forțe se vor coaliza mai mult sub controlul Kremlinului și vor promova mesajul fals, precum că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar afecta suveranitatea țării. De asemenea, în primăvara anului 2024 se vor activiza formatori de opinie cu interese anti-europene, ascunse, dar care să promoveze un candidat independent în jurul căruia să se alinieze mai multe forțe de centru-stânga. Serviciul deține date și despre alți actori politici conectați la Federația Rusă, dar care în acest moment se află încă în competiție și concurență pentru resursele financiare ilegale acordate de Federația Rusă pentru aceste acțiuni subversive. Actorii menționați mai sus vor utiliza o serie de tactici și instrumente pentru a-și atinge scopul. Printre acestea pot fi menționate următoarele. Manipularea spațiului informațional, care va continua să reprezinte principalul instrument de influență, gestionat atât la nivelul serviciilor speciale ruse, peste hotarele Republicii Moldova, cât și la nivelul actorilor social-politici din Republica Moldova, aici la noi, conectați totuși la factorul rus. Putem evidenția utilizarea Telegram și TikTok ca fiind principalele instrumente, deoarece la această etapă noi deja fixăm un număr în creștere a canalelor promotoare de propagandă. Totodată, este de anticipat intensificarea plasării pe anumite canale populare a așa numitor dezvăluiri sau deconspirări și asocierea acestor manifestări cu integrarea europeană. Facebook, la fel avem o creștere de pagini anonime, publicitate plătită și crearea de evenimente cu caracter radical extremist, cu scopul incitării, testării reacțiilor și creșterea numărului de susținători. În presă scrisă și online, prin aplicarea unor pretinse cercetări, prin publicarea unor pretinse cercetări pe probleme de interes public și prioritar pentru Republica Moldova. Deschiderea unor noi televiziuni sau achiziționarea unor existente cu migrarea conținutului propagandistic de la un canal la altul în cazul aplicării sancțiunilor și trecerea produselor TV pe internet. În acest sens, deținem date operative despre mai multe planuri, fapt despre care informăm instituțiile abilitate în domeniul audiovizual. Se va încerca influențarea opiniei cetățenilor prin promovarea unor informații false și aici putem să evidențiem câteva din ele care deja le vedem în spațiu public, promovarea urii la adresa conducătorilor și instituțiilor Republicii Moldova, învinuirea autorităților de rusofobie și nerespectarea drepturilor minorităților sau amplificarea urii interetnice între cetățenii din Utah și restul regiunilor și falsa asociere integrării europene cu războiul. Protestele vor continua să fie instrumentul utilizat pentru slăbirea încrederii în instituțiile democratice. Informațiile atestă perspective de reluare a protestelor începând cu luna martie-aprilie anul curent, cu un substrat prorus accentuat și apărarea vectorului euroasiatic. Planul acestora este să transforme protestele în acțiuni violente de crearea haosului și destabilizărilor în masă prin cooptarea unor persoane dispuse să intre în confruntare agresivă cu forțele de ordine. Al treilea element este susținerea factorilor de destabilizare din anumite regiuni prin continuarea creierii polului regional de putere în UTAG, care este la moment loial factorului rus. Scopul acestor acțiuni este de a încerca șantajarea autorităților centrale. În completarea scenariului cu proteste, care urmează să fie organizate în Chișinău, UTAG urmează să se alinieze, care în viziunea Federației Ruse este privit ca unul din principale focare de instabilitate în Republica Moldova.
Conducerea UTAGA Gâuzea, în cerc restrâns, analizează posibile acțiuni mai radicale în raport cu Chișinău. Aceștia ar planifica la fel, în luna martie 2024, să inițieze acțiuni care ar destabiliza situația de securitate din regiunea UTAG. Se atestă intențiile de a provoca și o criză politică în Republica Moldova, manifestată prin acțiuni de identificare și posibilă corupere a unor șir de politicieni, deputați, consilieri locali, reprezentanții partidelor pro-europene, fapt care ar determina dezamăgirea cetățenilor în clasa politică actuală și în integrarea europeană a Republicii Moldova. Un subiect care merită o atenție deosebită, așa cum a prezentat și în 2023, este finanțarea ilegală. Aceasta are un rol important pentru realizarea acestor planuri descrise mai sus, cu actorii menționați și instrumentele menționate de mine. Finanțarea ilegală utilizată de Federația Rusă include la moment metode tradiționale, precum remunerarea ilicită și donații fictive, utilizarea în scop subversiv și din finanțări nedeclarate dimensiunii mediatice, în special în sectorul online, implementarea de diverse proiecte sociale, care direct sau indirect cuprind elementele unei activități politice electorale, fără indicarea cheltuielilor și sau proveniența mijloacelor financiare. Transportarea în Republica Moldova a banilor în numerar din Federația Rusă sau a cardurilor bancare emise și alimentate din state terțe, utilizați de regulă la remunerare nedeclarată a membrilor de partide, asigurarea proceselor operaționale ale partidelor și coruperea unor candidați și a alegătorilor. Implicarea experților străini ruși, ghidați la nivelul administrației președintelui Federației Ruse, în tandem cu serviciile speciale ruse, în favoarea unuia sau unora anumiți candidați, aceștia fiind plătiți direct din Federația Rusă, iarăși un element care l-a mai avut anterior în Republica Moldova. Elaborarea de studii, sondaje în special despre preferințele politice ale cetățenilor, probleme sociale și așa mai departe, pentru a manipula opinia publică. Și controlul anumitor formațiuni politice și impunerea unor planuri de acțiuni și pași concret ghidați direct de Federația Rusă. Serviciul analizează în permanență riscurile de securitate menționate mai devreme și acționează pentru prevenirea potențialelor crize, împiedicarea tentativelor de imixtiune externă în afacerile interne ale Republicii Moldova, cooperarea activă și continuă cu instituțiile din țară pentru menținerea ordinii constituționale. Îndemn cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți, să informeze din surse oficiale și să nu se lase manipulat de acțiunile agresive ale Federației Ruse și actorilor de influență controlați de acestea. Accentuez că planurile de destabilizare a Republicii Moldova în 2023 au eșuat, iar instituțiile, inclusiv serviciul, au dejugat tentative de subminare a proceselor democratice. Vom continua să informăm opinia publică despre amenințările străine la adresa Republicii Moldova și să combatem tentative de a împiedica dezvoltarea și vectorul european al țării noastre. Informația respectivă, cu mai multe detalii operative care cad sub incidența secretului de stat, au fost expediate prin metodele respective autorităților publice vizate. Raportul cu toate detaliile care pot fi făcute publice va fi plasat în scurt timp împreună cu comunicatul de presă pe pagina web a Serviciului de Informații și Securitate. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Știu că am anunțat o conferință de presă, dar trebuie să plec rapid la o altă întâlnire și de ce îmi cer scuze și cu altă ocazie. Cu altă ocazie, cu siguranță, o să răspund la întrebări. Domnul Mustiaț, cum comentați că Cimăcenco se angajează la Biroul de Reintegrare? Ofițer care este fugarit din cadrul SIS. Cum